O promovare la mine costă 30 de euro pe Instagram, băieți, și am 37 de urmăritori. Suspansul e mare, băieți. Nu te cred! Nu te cred! Băi, să se dau pe ea. Am văzut că tu ești un cont fals și am făcut și clipul, o să apar pe YouTube. Deschis, băieți, fiți atenți, e deschis. A deschis videoclipul în care i-am spus că eu sunt adevăratul. Mi-a dat bloc! Salutare, fraților, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal. Astăzi o să facem ceva foarte, foarte special pentru voi, pentru că m-ați susținut în tot timpul acesta și m-am gândit să fac acest clip. Rămâneți să vedeți despre ce este vorba. Practic, după cum ați văzut în titlu și în thumbnail, eu o să vorbesc în acest clip cu falsul meu de pe Instagram. Din câte știți sau nu știți, eu am câteva fanpage-uri de acolo, cărora le mulțumesc. O să pun aici niște screenshot-uri cu câteva fanpage-uri. Dacă îmi faceți fanpage, o să vă dau follow și o să putem să vorbim, desigur, dacă sunteți activi. Și am văzut că sunt câteva conturi fake pe Instagram, adică conturi care se dau drept mine, conturi false, care nu au în descriere că sunt fanpage, ci au exact pozele mele, story-urile mele unele și se dau drept mine, răspund la mesaje ca și cum aș fi eu. În acest clip vom vedea exact ce poate să spună o copie care o să-mi răspundă la mesaje. Dacă o să-mi răspundă, am eu un alt cont de pe care o să dau mesaje și o să vorbim cu aceste conturi fake. Desigur, nu uitați să bubuiți acolo butonașul de like, să facem la acest clip 10.000 de like-uri și dacă reușim să facem la acest clip 10.000 de like-uri, vă promit că o să fac o farsă prin mesaje unei fete. Deci dacă vreți chestia asta, apăsați pe butonul de like să facem 10.000. Abonați-vă la canalul meu de YouTube. Aici am vrut să vă zic că în momentul acesta suntem atâția abonați, deci abonați-vă să vedem după acest clip câți abonați putem să strângem. Subscribe și activați notificările. Ok, fraților, deci sunt aici pe telefonul meu vechi și vom intra pe acest cont de Instagram să dăm mesaje și să vedem ce ne poate răspunde acest cont fals. O să mă dau așa într-o parte ca să vă pun aici să vedeți ce vorbesc eu. Am intrat pe Instagram, acesta este contul de pe care o să dau mesaje. Ok, fraților, și am găsit acest cont. Uitați-vă și voi, farcasandrei.11. Acest cont este un cont fals, un cont neadevărat, pe care nu îl am eu. Și aici scrie că e persoană publică. Nu te uita la story-ul meu, youtuber, farcasandrei, 156k, i-am cumpărat mașină de 30.000 de euro și link absolut tot. O să vă arăt imediat și profilul meu, farcasandrei11. Uite, ăsta e profilul meu de Instagram, băieți, și vă sugerez să băgați și voi un follow. N-o să-mi dau mie follow singur de pe contul ăsta, pentru că o să se prindă că sunt eu, că practic vedeți că virgulă, contul ăsta are 0 urmări și nu vreau să mă urmăresc pe mine, pentru că și-ar da seama că sunt eu. Dar, mă rog, acesta este contul meu oficial de Instagram, farcasandrei11. Intrați chiar acum, o să vă las link în descriere să mergeți să mă urmăriți pe Instagram sau o să aveți aici pe ecran cum arată exact Instagram-ul meu, farcasandrei11, legat, litere mici. Să mergeți să-mi dați acolo un follow pentru că urmează surprize foarte, foarte mari pentru voi. Și dacă vrei să vorbești cu mine, tot ce trebuie să faci, dă-i mesaj acolo pe Instagram și eu o să-ți răspund. Și dacă pui acest clip la story, eu o să te pun la mine la story. O să încerc să fac chestia asta cu cât mai mulți dintre voi. Deci da, v-am zis, ăsta este profilul meu de Instagram. Vedeți aici postările mele și tot. Fiți atenți ce cont fake. Deci farcasandrei.11. Oh my god. Bun, ia să vedem, are niște story-uri. Astea sunt story-urile mele. Am pus eu un story cu mașina lui Shelly. Aici o poză cu mine. Încă o poză cu mine. Asta e o întrebare pe care am pus-o eu la story, băieți. Aici o poză cu mine de azi. What? Acesta este contul meu real. Celelalte sunt fake. Băi, băieți, voi sunteți de cap. Uitați-vă și voi. Deci farcasandrei.11 a pus poză cu mine și după aia poza asta, că acest cont este real și nici măcar n-a scris corect. Holy. Și a pus o poză acum 14 minute, băieți, ce am pus eu la story. Și încă o dată poza asta. Acum 10 minute. Oh my god, băieți. Nu știu.
trebuie să-i dau un mesaj. Deci fiți atenți, îi dăm mare mesaj, da? Apăsați chiar acum pe butonul ăla de like și haideți să-i dăm mesaj. Ok. Salut, Andrei. Bun, i-am trimis băieți, ora 3:53 când filmez acest clip și haideți să vedem în cât timp o să ne răspundă. Probabil o să stea ceva timp. Nu uitați să puneți un like, să vă abonați, să dați un follow pe Instagram dacă susțineți această serie și mai doriți clipuri pe genul, să demascăm conturile false de Instagram. Până ne răspunde, hai să mai privim profilul așa, deci story-uri, aici o poză cu mine, acum 3 zile are 6 like-uri. Ok, 6 like-uri, 3 like-uri, 3 like-uri, 2 like-uri, are doar 4 poze cu mine, băi, doar 4 poze, a pus acum 3 zile, s-a apucat și descrierea este identică cu a mea. Wow! Mi-a dat sim și-mi scrie, băieți! Mamă, deci nu te cred, mi-a dat sim și-mi scrie acum. Salut, frate, și cu mâini, băi, exact cum răspund eu la mesaje. O să-i scriu, tu ești adevăratul Andrei. Haideți să vedem ce o să ne răspundă la întrebarea aceasta. Tu ești adevăratul Andrei. Să vedem dacă recunoaște că este un fanpage, deși nu cred că e fanpage dacă și-a pus toate datele mele și nu a precizat în descriere că e fanpage. Deci, practic, eu o consider un cont fals. Încă nu mi-a răspuns. Mi-a dat sim. Mi-a dat sim și îmi scrie, mamă, ce-mi răspunde omul. Nu cred că are mesaje, bă, că are doar 37 de persoane. Mi-a răspuns da, inimă și o față dintr-aia îmbujurată și îmi scrie din nou, băieți. Tu cine ești? Eu sunt un băiat care are pagină de mimul, o să scriu, meme, așa o să scriu. Și... mă bucur că vorbesc, hai că am scris vorbesc dacă e, vorbesc cu o vedetă. Bun băiță, să scriu așa să văd ce-mi răspunde, deși eu nu mă consider o vedetă, dar haideți să vedem cum o să reacționeze la aceste mesaje. Uite, deja mi-a dat sim! Wow, e insane băieți! Să nu vă faceți conturi fake, că nu e bine. Nu e bine să faceți conturi false, nu e bine deloc, mai bine să aveți contul vostru. Dacă vreți totuși să mă susțineți să faceți un fanpage, menționați că e fanpage, o să aveți multe chestii de câștigat. Nu vă dați drept persoane de pe internet, că e jale. Încă îmi scrie aici. Și eu mă bucur că vorbesc cu fanii mei. Ți-am dat și ție follow, frate. Băi, sunteți nebuni. Deci, mamă, frate. O să-i zic dacă poate să-mi dea o poză cu el, adică o poză cu mine, practic. Poți să îmi dai o poză cu tine? Hai să vedem ce poză să ne trimită, frate. Ce poză ne poate trimite el. Sunt foarte curios. Cred că una luată de la mine de pe profil sau de pe story-uri, pentru că vă dați seama că nu sunt eu și n-are cum să-și facă genul selfie instant pe loc. O să încerc să-i pun cât mai multe întrebări de genul, să vedem exact când se dă de gol că nu e adevăratul Farcaș Andrei. Mi-a dat sim băieți și mi-a scris da. Ok, dă-mi. Așteptăm poza. Așteptăm poza. Mamă, suspansul e mare, băieți. Nu te cred. Nu te cred. Băi, e... stai să dau pe ea. Băi, e tot poza cu mine de la story, numai că sus, gen în partea aia sus, nu apare că e de la story, a descărcat-o sau ce pana mea. Sunt la liceu acum, de-aia am dat poza asta. E și la story la mine. Bă, uitați-vă și voi cum s-a scos omul. Și că e la liceu acum și mi-a dat o poză de pe story. Ok, te cred, o să scriu. Și acum o să scriu... îmi faci o promovare. I-am scris dacă poate să-mi facă o promovare, băieți, haideți să vedem dacă adevăratul Farcaș Andrei cu 37 de urmăritori o să-mi facă o promovare. Sunt foarte curios să văd ce o să-mi răspundă. O să fie zgârcit sau o să-mi oferi această promovare. Ok, băieți, mi-a dat sim și-mi scrie.
Mamă, scrie ceva, băi, scrie ceva. Frate, normal, costă 30 de euro. O promovare la mine costă 30 de euro pe Instagram, băieți, și am 37 de urmăritori. Cum e posibil așa ceva? E prea scump, frate. Prea scump, sunteți nebun la cap, cum să dau 30 de euro pe o promovare pe Instagram la un story? Ok, mi-a dat sim și din nou îmi scrie acest minunat om care mi-a furat identitatea, băieți. Nu faceți așa ceva. Dar îți aduc mii de followers, dar el are 37, băieți. Cum e posibil așa ceva? Ok, băieți, mi s-a oprit înregistrarea ecranului. Dacă o să mai fie probleme, o să pun doar screenshot-uri. Dar îți aduc mii de followers și a pus 18 plus și niște emoticoane. Cum o să îmi aduci atâția oameni dacă tu ai doar 37 de urmăritori? Hai să-l întrebăm să vedem ce gândește el, frate, ce gândește el. Ok, băieți, în momentul ăsta mi-a dat sim. Foarte curios să văd ce poate să vă răspundă o asemenea persoană că mi-a cerut 30 de euro pe o promovare și el nici măcar n-are 1000 de urmăritori și mi-a zis că mi-aduce 1000 de urmăritori. Păi dau mesaje la oameni să-ți dea follow. E o tactică de-a mea, eu i-am făcut promovare celui mai mare Instagramer. Doamne, cum scrie, fără mine era degeaba omul. What the fuck, bă, ce asta, frate, și încă mai... Mi-a dat like-uri, bă, el îmi dă like-uri, bă, după ce că nici măcar nu știe să scrie Instagramer. A scris Instagramer, what? Ai încredere, ieftin și bun, băieți, ieftin și bun, faceți urmăritori. Doamne, să nu apelați niciodată la așa ceva. Băieți, fiți atenți ce vreau să fac. Pot să te sun video. Mamă, băieți, deci o să-i trimit mesajul ăsta dacă o să pot să-l sun video. Dacă accept, o să fie o nebunie, vă dați și voi seama să mă sun pe mine video, deși eu nu sunt contul ăsta. Nu știu cum o să facă față sau cum o să-mi răspundă. Haideți să vedem ce o să-mi zică. Bun, mi-a dat sim și îmi scrie: da, normal, frate. Mamă, înseamnă că sunăm, băieți. Sunăm, dar nu cred că o să-mi dea fața. Sunăm, ia. What, am sunat și mi-a închis și cred că mi s-a oprit și filmarea. Ba nu, nu s-a oprit. What, s-a blocat, am sunat, m-a băgat în apel și m-a dat afară. M-a dat afară când a intrat el în apel. Nu răspund, bro. Păi și de ce a zis că răspunde? Am intrat. A intrat. Dar am intrat, dar nu vorbesc atât. Păi degeaba sunăm, frate, dacă nu vorbește. Vreau să văd și eu cine în spatele acestui cont. Mamă, și încă îmi scrie, bă, ai întrebat dacă pot să sun, nu că îți răspund. Adică am întrebat dacă vă răspunde și mi-a pus pupic, bă, du-te ăsta-și bate joc de mine, frate. Haideți să îl întreb ceva despre mine, frate. Uite, o să-l întreb câți abonați ai în momentul de față. Hai să-l întrebăm chestia asta, să vedem câți abonați ai în momentul de față, să vedem dacă ne spune exact sau nu. Dacă sunt eu, ar trebui să știe că se duce în YouTube Studio și vede acolo exact câți abonați am. Dar hai să vedem dacă știe. 156.000, frate. Bă, că pot să muncesc și am. Bă, frate, stai așa să mă uit și aici pe YouTube, pe calculator, să văd exact ce sumă mirobolantă de abonați avem la filmarea acestui minunat clip. Avem 157.582 de abonați. Deci practic putem să ne dăm seama că nu știe mai nimic despre canalul meu și este un cont fals. Tararara. O să-i scriu că ai dreptate, chiar ești adevăratul. What? Mi-a mai trimis o poză. Băieți, scrieți voi în comentarii ce credeți că e în poza asta. Stai așa să apăs pe ea să o văd. E un sandwich, bă. Și uitați un deget, ăla-i degetul lui, cred. Mamă, dita mai sandwich-ul cu de toate. Mamă, mi-a făcut foame instant, deci nebun. Vrei și tu, dau și la abonați. E darnic, băieți, fiți atenți. O să scriu, ai dreptate, chiar ești adevăratul Farcaș Andrei. Deși
100% nu e adevăratul, pentru că adevăratul este în fața voastră și am văzut exact câți abonați am, 157.581 și el mi-a spus 156.000, deci în urmă n-a mai intrat la mine pe canal de mi-a dat doar sin. Știți ce mă gândeam? Mă gândeam să-i trimit o poză cu mine sau un videoclip cu mine, băieți. Cred că o să înnebunească când o să vadă că virgulă chiar vorbește cu cineva. Da, logic. Știi cine sunt eu? Haideți să vedem ce o să-mi răspundă și după aia nu știu, cred că o să-i dau o poză cu mine, bă. Cred că-i dau un filmuleț cu mine în care îi spun ceva. O pagină de meme-uri. Deci el chestia asta știe despre mine pentru că așa m-am prezentat. Haideți să închid filmarea. Ok, băieți, deci am închis filmarea de pe telefon ca să pot să fac un filmuleț să-l trimit și o să-i spun: salut frate, eu sunt Farcaș Andrei și nu știu ce e cu contul ăsta, deci degeaba ai făcut contul ăsta pentru că eu sunt adevăratul și am văzut că tu ești un cont fals și am făcut și clip, o să apar pe YouTube. Ok, frate, ok, fraților, nu știu ce e cu contul ăsta, deci degeaba ai făcut contul ăsta pentru că eu sunt adevăratul și am văzut că tu ești un... I-am trimis, vedeți că mi-a pus niște emoji-uri din astea cu om inteligent sau pana mea. Și i-am trimis. Hai să vă las așa să vedeți dacă dă sin. Hai să-mi dacă dă sin. Uite, s-a trimis, băieți. Mamă, ce așteptăm, băieți, aici. Mi-a dat sin, cred că l-a deschis. În momentul ăsta cred că l-a deschis. Ia să văd, apare deschis. Deschis, băieți, fiți atenți, e deschis. A deschis videoclipul în care i-am spus că eu sunt adevăratul. Cred că în momentul ăsta e panicat rău. Mamă, eu sincer m-aș simți super nașpa. Vă dați și voi seama că persoana asta s-a dat drept mine și acum eu adevăratul am venit și l-am demascat. Ce poate să-mi scrie momentele astea? Nu ești tu Farcaș Andrei? Și a zis că ba da. Aici am scris nu ești tu Farcaș Andrei pentru că m-am zăpăcit. Dar acum am înțeles exact ce a zis el. Deci el încă spune că e adevăratul. Dacă ești adevăratul, dă-mi un video cu tine în care spui ceva. Bun, i-am trimis mesajul, a dat sim. Deci mi-a dat sim și nu mai scrie nimic. A trecut un minut de când i-am dat mesajul și de obicei îmi răspundea în 30-40 secunde și acum nu mi-a răspuns deloc. Bă, ce face? Mi-a dat bloc. Încă nu există. Încă nu există postări. Încă nu există postări. What? Bă, așa ți arată când îți dă bloc. Gen, dacă avea contul pe privat, îi apărea că este privat, aici nu există postări. Păi, deci mi-a dat bloc. Da, bă, mi-a dat bloc. Deci fiți atenți, caut, uite profilul lui farcașandrei.11, este cel fake. Dau pe el. Da, bă, mi-a dat bloc. Mi-a dat bloc. Falsule, mi-ai dat bloc. Aolo. Da, fraților, deci se pare că am mai descoperit o pagină falsă. Să nu mergeți să-i dați follow pentru că este un profil fake. Acesta de pe ecran este adevăratul meu cont de pe Instagram, unde postez chestii interesante cu mine. Vorbesc cu voi, foarte important, mesaj la Farcaș Andrei 11 legat. Dacă vreți să vorbim și să discutăm mai multe chestii, puteți să mă întrebați, eu vă răspund. Pentru că nu prea obișnuiesc să fac videoclipuri gen Q&A, așa că răspund pe Instagram. Eu am fost Andrei, nu uitați să mă susțineți cu un mare, mare like și o să mai facem clipuri de genul. La 10.000 de like-uri fac farsa prin mesaje unei fete. Abonați-vă la acest canal de YouTube ca să vedeți următoarele farse și următoarele clipuri șmechere. Activați clopoțelul de notificări. Băieți, dacă vreți să jucați cu mine, foarte, foarte important, intrați chiar acum pe Fortnite, dați aici la Item Shop și vedeți că aici aveți un cod, da? Apăsați jos Support a Creator și băgați codul F6_Andrei, dați Accept. Bam, o să-l aveți aici sus, nu uitați că se schimbă la câteva zile, de să verificați shop-ul permanent, să-l aveți aici pus. După ce îl puneți, pur și simplu dați ad la F6_Andrei și eu o să vă accept. Fiți atenți, am deja 20 de cereri, mă bag aici să le accept. Deci v-am spus, dacă vreți să jucați cu mine să vă accept, pur și simplu mergeți pe Item Shop, puneți F6_Andrei. Dacă cumpărați ceva, na, vă mulțumesc foarte mult, dar dacă puneți codul și îmi dați ad, eu atunci o să vă accept și când intru să joc random
pe Fortnite. O să vă dau cerere să intrăm să jucăm. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu vă faceți conturi false, nu e bine. Am fost Andrei, v-am pupat, o zi, seară faină în continuare.